câțiva ani de zile. Cu ocazia acestei sărbători de nașterea Sfântului Ambotezătorul, dar și de Sfântul Dimitrie, focului Sumedru. Parcă anul trecut n-ați venit, nu? Ba da! Ați fost și anul trecut. Drăguților, programul de sânziene începe cu Sfânta Veceri din la Biserică. Fost un moment excepțional. Deci, din punct de vedere creștine, sărbătoarea de mâine a fost explicată și lămurită de Părintele la Biserică. Mâine se naște Sfântul Ioan Botezătorul. Noaptea aceasta este noapte sfântă, este o noapte de lumină. E o noapte în care lumina nu apune. Mâine dimineață, unde veți fi, ori aici, ori la Dumbrăvița, ori pe unde veți fi, nu ratați momentul. În noaptea aceasta, roa care cade pe iarbă este apa stelelor. Așa se cheamă. Și se merge de scurs dimineața prin apa stelelor. Chiar se învârtește un pic prin roa aia. Nu mai e treabă cu catena, cu farmaciile și pe... Ce vreau să vă spun, când eram copii, micuți, uite ca... Culegeam florile de sânziene în noaptea asta, mergeam cu ele acasă, le puneam sub pernă și dormeam acolo, copilașii așa. Dimineața mama le lua și le punea la icoană. Și rămâneau la icoană peste tot anul. Iarna, când era mai frig, eram beteci, bolnăiuri, așa, febră, cum așa. Mama a luat buchetul de sânziene de la icoană într-un ciubăr de lemn, că nu erau băi, ciubăr de lemn. Puneam pic de apă caldă și lua sânzienele și ne spăla cu sânzienele. Ne făceam sănătoși. Nu erau farmacii și medicamente și așa. Și ne făceam sănătoși. Deci e o seară foarte importantă. O să vorbească mai mult sora mea Angelica, da, în altă sală. Din punct de vedere al cercetării, s-a cercetat foarte mult flora spontană de munte. Și o să discutăm mai multe lucruri acolo. Însă, acum, vreau să vă prezint așa în inima acest muzeu. Poartă numele fondatorului, Nicolae Frunteș, care a creat ideea de sat turistic în România și în anii 62-64, într-o sală de clasă, a făcut o mică colecție etnografică în ideea că un turist când îți vine în sat, băi, ți-i vorbesc la modul concret despre viața oamenilor de aici. Arăta un costum popular, o fotă, oaia, un obiect și așa mai departe. Abia în 1968, de la școală, s-a mutat colecția în acest spațiu în care a funcționat primăria Comunei Șirnea. Și ne-a fost comuna până în 68. În 68 s-a mutat la fundat la primăria, a rămas disponibil spațiu și a reușit să obțină de la autoritățile de atunci spațiul acesta să dezvolte colecția de la școală. Și acum, aici, la Șirnea, într-un sătuț micuț, primul din România turistic, funcționează acest muzeu cu 7 camere de exponate. Această cameră este o cameră de istorie și de legendă. E o cameră pastorală, o cameră de costum popular tradițional, o cameră de interior specific case de munte, o altă cameră unde vom vedea întreaga legenda Branului. Sunteți vecini cu brănenii, păi amărui, suntem cam așa. O altă sală de artă modernă contemporană și nu numai. Și o altă sală comemorativă în care prezentăm personalitatea profesorului Frunteș. Ce vreau să vă spun? În primăvara aceasta, Casa Mureșenilor din Brașov, muzeul Casa Mureșenilor, probabil ați fost, și dacă n-ați fost, mergeți și-l vizitați, a reușit să obțină fond finanțare pentru un proiect de restaurare a muzeului din Șirnea. Pentru că foarte multe obiecte de lemn și țesături au fost atacate de carii, de moli, de ani de zile, așa mai departe. Și de câteva, două luni de zile, a venit o echipă de 8 specialiști și au despuiat muzeul. Eu înainte de a veni ei, eu știam că vin și golesc toate camerele. Am făcut niște fotografii. Dom'le, în partea asta era aia, acolo. Și acum vom face o poveste pe fotografii. Și obiectele acestea toate sunt în carantină, în 4 săli de clasă, la școală. Acolo se tratează. În iulie vor veni din nou, în august vor veni din nou. Și când acest spațiu va fi renovat, că trebuie fonduri, trebuie reparat, vor fi aduse din nou obiectele în acest muzeu. Îl avem în față pe Șirnică Bran Rogozeanu, primul cetățean simbolic al satului Șirnea, care spunea, în urmă cu sute de ani, la noi pietrele vorbesc și pădurile șoptesc, la noi stâncile gândesc și izvoarele doinesc. Florile, sunt cântătoare și cu vorbe chemătoare. Vom culege flori în seara asta. Ascultați ce vă spun florile. Florile sunt cântătoare și cu vorbe chemătoare. Să ascultați vorbele lor. Da. Parfumul și așa mai departe.
A fost primul cetățean simbolic. Era un foarte bun arhitect, un foarte bun constructor de case, de aceea este reprezentat în statuie cu sitoaia și cu barda. Undeva în zona aceasta aveam tablourile cu eroi din cele două războaie mondiale, pentru care s-a ridicat un monument în luminișul ăla, mai sus de biserică, în vârful micului se numește punctul acela, e un monument ridicat în 1967. În 90, 91, 92 am avut bucuria să fim cercetați de comunitatea din Rodemac-Șirnea, Rodemac-Franța, care a adoptat satul românesc, Șirnea, pentru a fi salvat să nu fie desfințat de regimul comunist. 8.000 de sate avea România înainte de 89. Vreo 4.000 le-a ras comuniștii. Omelul avea 4.000 de Fericire și Șirnea. Dar acești rodmachezi a adoptat Șirnea și a făcut la vremea respectivă presiuni la sistemul comunist de atunci să nu radă satele. În 90, dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat în 89, Șirnea nu mai era. Mută toată lumea la Tohan sau la Râșnov, într-un bloc, și aici făcea nu știu ce făcea, sălbătici. Și avem relații foarte apropiate cu acești francezi, a fost niște oameni excepționali, avem și niște prieteni în Italia cu ei și așa. O sală pastorală, unde sunt foarte multe obiecte de prelucrat, laptele, răvare și ștare, putineie de bătut, untul, știți? Mai sunt putineie la Părerea Mărului? Nu mai sunt. Aici sunt în carantină. Mai e unul pe care l-am lăsat așa ca model. O altă sală de artă modernă contemporană, de costum popular tradițional. O să vedeți două obiecte foarte interesante. Gramofonul, patefonul, magnetofonul, casetofonul și acum cum ascultați muzică? La SIC, la CD-ul. Strămoșii muzici. Cum s-a ascultat muzica acum sute de ani, da? O să vedeți obiectele astea două. E tata mare. Străbunicul, da? Bunicul, da. Costume populare, avem fotografiile, trebuie să le admirați, sunt fantastice. Tot ce vedeți în fotografiile acestea, obiectele sunt la școală, acolo, în carantină, în tratament, dar uitați-vă la model, la culoare și la formă, pentru că este impresionant ce a putut face femeile de acum 100 de ani, da? Nu aveau școală, nu aveau liceu, nu aveau facultate, nu masterate, nu doctorate. Și uitați-vă pe pozele alea ce au putut crea. Și totuși, unde au învățat să facă lucrurile astea? Au avut o școală. Cum se numește școala aia? Populară de artă. Șezătoare! Mai știe lumea de șezătoare acum? Butonează pe alea toate canalele lumii. Numai atunci nu erau așa ceva. Se întâlneau seară de seară, coseau copilașii de micuți, făceau game-uri, băiau pe ac și așa mai departe. Și așa s-a perfecționat arta populară românească. E impresionant. În următoarea sală, interior specific case de munte. Mai e încă în sală Războiul de Țesut. Se cultiva inul și cânepa. Lâna era prelucrată la Războiul de Țesut. Erau covoare, erau multe lucruri în, așa, în sala aceasta. Un leagăn de copil. Acum copila și tu cum ai fost crescut? În cărucior sau... Nu. Erau leagăne agățate de grindă. În leagă era o sateluță din flori de fân, da? Și leagănul era agățat de grindă și se legăna. Când plângea copilul, legăna cu leagăn. Deci, e ceva, o poveste îngerească asta, deci, dar a fost real. Mergem mai departe într-o altă sală, da? Unde vom vedea integral legenda Branului. Cu toți frații lui Șirnică Bran-Rogozeanu. Au fost 10 frați care au plecat din platoul Bucegilor. În Bucegi, se pare, după teoria preistorică, preistoria dacilor, au lui Ovid în Sușanu, au trăit triburile pelaje, care au descins civilizația lumii. Este impresionant. Și un lucru fundamental este următorul. O să vedeți aici un calendar dacic în care anul 2011 corespunde pe calendarul dacic anului 60.321, mă gândesc, o să vedem mai exact, da? Astecii, care se consideră foarte vechi, ajung la 45.000 de ani. Dacii noștri până la 60.000 de ani înainte. Deci, cum să vă spun? Este impresionant lucrul ăsta. Și această familie ar fi descins din Bucegi, păstori toți, ciobani. Și au venit și au păstorit aceste zone, da, frumos, și iată, sunt 10 sate brănene. S-U-B, nu? Nu SUA.
S.U.B. Satele Unite Brănene, pe legenda Brănă. Ești un colț școlăresc cu bancă și așa, o să vedeți fotografiile. Avem un colț olimpic. Un lucru foarte interesant. Aici o să vedeți. De asta vă spun povestea acum, ca să le vedeți pe toate și pe urmă. În colțul olimpic o să vedeți ceea ce s-a întâmplat și astăzi aici la Șirnea. De peste 35 de ani se întâmplă ziua olimpică la Șirnea și acum este și în calendarul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. O să vedeți acolo multe scene, fotografii și așa, dar un lucru foarte interesant pe care o să-l vedeți este un trofeu, nu l-a atacat nici canile, nici molile. A fost oferit în 2011, știți, din 1975, Comitetul Internațional Olimpic de la Lausanne pune în joc, în fiecare an, un trofeu pe diverse teme. Sportul și copilul, și femeia, și pacea, și tineretul, și așa, așa mai departe. În 2011, tema a fost sport și responsabilitate socială. Acest trofeu a fost acordat în 2011 României pentru ceea ce se întâmplă la Șirnea de peste 30 de ani de ziua olimpică. O să vedeți acest trofeu. Este mâna dreaptă, o să vedeți așa, aici este planeta Pământ cu cercurile olimpice. Este super moment. Trofeul acesta este extraordinar. Și o să vedeți mai multe fotografii. Intrăm într-o altă sală care e foarte micuță. O să vedem acolo, în 2002 am avut la Șirnea grupul Prolog. Cei mai tari pictori, cum să zic, cei mai valoroși pictori din România. Cu Paul Gerasim, care a trecut la cele veșnice anul trecut. L-avem tablourile lui Horia Paștina, Mihai Stăbulescu, Constantin Flondă la Timișoara. Să le vedeți tablourile acolo. Icoane de la 1800 sunt la școală în tratament. Icoane pe lemn pictate, impresionante, sunt acolo la tratament. Mai avem de văzut ușile împărătești de la Biserică și Sfânta Cruce care era la altar. Nu în ultimul rând, această sală unde prezentăm întreaga personalitate a profesorului Frunte și avem niște vedeti, niște pliante, niște legenda Abrahamului, cine vrea să o procure și amedeam. Deci, haideți să mergem pe la fotografii, să vedem despre ce e vorba, ajungem sala cealaltă și rog pe Angelica să ne povestească puțin despre flori și după momentul acesta vom merge cu muzica să culegem flori. Mașină, cam așa. Înainte nu se dea. Vedeți, uitați așa, pe panoul ăsta, uitați toate obiectele astea erau aici, da? Bucata de brânză se rădea pe răzător, de urmă se punea de sare, se frământa, se punea ori la coajă de brad, ori la burduf și așa, o doniță. Așa, aici aveam și ștare, aici un coțar de câine, acolo aveam un băz ciobănesc, o talangă, fotografii, uitați-le aici. Lucrurile astea sunt deja la școală pentru tratament. Intrăm în sala cealaltă. Așa. Asta este brânză. Deci nu este plastelină sau ipsos. E brânză. Era un tipar de caș în care brânza proaspătă se punea așa în tiparul ăsta și era această formă. Vedeți, este super bun. Și era oferită cu ocazii speciale. Oferea mirele miresei sau tinerii nașilor sau așa mai departe. Iată aici pe panoul acesta ce minunății erau. Uitați ce fote, vă spuneam mai devreme, la cu sute de femei de aici din sală. Pe panoul ăsta era costumul de mireasă, costumul de mire. Iată costumul de mireasă, cu fotă, cu lie, cu ștergan. Și asta era legătoarea. Și pe legătoarea asta era un semn cam așa. Îi spunea cârlicul ciobanului. Uite așa era. În matematică cum se numește semnul ăsta? Infinitul. Semnul infinitul. Mireasa purta pe frunte semnul infinitului. Viața nu se termină niciodată. Este impresionant. Iată, costumul mirelui. O ladă de zestre era aici în față. Ladă de zestre la 1888 de vârstă cu Ateneul Român din București. 1888. Iată și aici, mai corect, mai concret de zestre. O icoană, icoana de sticlă, am luat-o pentru renovare. Am pus o altă iconiță aici. Avem două cărți religioase, 1859, un penticostalion, scris în slavonă. Literele sunt rusești, dar înțeles fie românesc. Dacă știi alfabetul rusesc, poți să citești fără traducere, da? Bun. Și asta era o carte de rugăciuni îmbrăcată în piele de vițel. Pentru că oamenii, în credința lor, și erau oameni așa, o purta oriunde mergeau. E tipar de la 1700, o carte foarte veche, tipar manual. O purta un traisem de sagă, pe unde mergeau, pe la Odei, pe unde mergeau, cartea de rugăciune era permanentă. Da. Foarte valoroasă. Două subiecte, război. Și se numeau prepeleag. La ce era folosit prepeleagul ăsta?
era strămoșul mixerului. Acum când mama face o spumă de căpșuni, bagă în priză mixerul. Ați luat la mixer. Spre peleagul ăsta era un cap de braz și făcea așa. Și se făcea spuma de căpșuni. De sumedru. Această poveste, de când era copil micuț, el a aflat-o de la bunicii lui, de la părinții lui, care au fost păstori ciobani în munții Bucegilor. Și abia târziu a reușit să versifice și să scrie această legendă. Uitați-o aici, fiica domnului Duicu a reușit să finanțeze editarea acestei lucrări, unde aveți integral statuile, tablourile și textul în această lucrare. Da? Și cum vă spuneam, de desușam și mai departe. Acesta este calendarul dacic. Deci, anul 2011, 60.342. Pe studii matematice, istorice, astronomice, incredibil. Ustar Mister Tuzac, ce se întâmplă în Bucegi, este un loc cu totul sacru, platoul Bucegilor. Merită cercetat și văzut. Așa. Aici era partea școlărească, banca școlărească. Uitați acolo banca, o vedeți jos. Un abecedar, 32, o trăistoare. Copiii mergeau la școală fără caiete și fără stilouri și pixuri și așa mai departe. Se mergea cu o tăbliță, o vedeți în fotografie acolo, da? O tăbliță din cărbune și creionul era tot o bucată de cărbune cu care se scria. N-aveau nevoie de bugumă pentru că se ștergea cu mâna. Și învățau matematica, învățau română și așa mai de să scrie și... Aici era o socotitoare. Vedeți socotitoarea asta? 10 sârme cu 10 biluțe. Se învăța matematica, se aduna, se scădea. Uitați, cu biluțele. Voi faceți, dar n-ai învățat matematica cu socotitoarele astea. La noi pierd. Înseamnă că chiar vă plac florile și simțiți energia pozitivă a acestei zile extraordinare și mai ales acestei nopți de sânziene în care pământul se înfrățește cu cerul. Este o deschidere totală a naturii, a plantelor, a florilor către cer și practic în noaptea de sânziene putem spune că beneficiem de cele mai bogate energii cosmice. Pământul se înfrățește cu cerul. Este momentul în care culesul florilor de vară este optim. Practic ne încărcăm cu culorile florilor, cu parfumul florilor, aceste esențe excepționale. Florile de sânziene sunt de două feluri. Sânzienele albe și sânzienele galbene, Galium moluga cele albe, Galium verum cele galbene. La Șirnea predomină aceste sânziene albe. Foarte interesant, am văzut pe cineva cu sânziene în mână, îmi pare rău că eu n-am un exemplar aici, dar o să vă rog să vă uitați la ele. Fiecare floricică are semnul Sfintei Cruci. E esențial acest simbol pentru noi toți. Simbolul Sfintei Cruci putem spune că îl purtăm cu noi în sângele nostru și în formula clorofilei. Eu sunt biochimist de meserie și m-a frapat acest lucru în momentul în care ar trebui să scriu formula chimică acestor clorofilei și a hemoglobinei. Am întâlnit semnul Sfintei Cruci. Florile de sânziene pentru noaptea aceasta, de fapt, este o denumire generică, pentru că toate plantele pe care le vom culege în această seară au acest dar de plante tămăduitoare. După acest moment vom merge să culegem flori, nu numai flori de sânziene, deci, și așa cum spunea fratele meu, este această tradiție la români ca aceste plante să le ținem la ușa casei, la icoană, să le împletim în coronițe și este semnul vechi al tradiției românești că aceste plante ne apără de toate relele care pot să ne invadeze casele și sufletele. În Șirnea este o foarte mare variabilitate de plante, de specii medicinale și aromatice. Am
cercetat, am studiat aceste lucruri. Din 1991 am înființat în România Societatea Română de Etnofarmacologie. Este înscrisă în societățile europene de etnofarmacologie și avem un mare, mare beneficiu aici. Există deja, dumneavoastră știți, o serie întreagă de societăți care creează suplimente alimentare și medicamente pe bază de plante medicinale și aromatice. Sunt convinsă că toți ați folosit măcar niște unguente, niște pastile, niște gelule cu uleiuri esențiale, cu efecte terapeutice extraordinare. Practic, n-ar trebui să folosim medicamente chimice. Uleiurile esențiale, în mod special, sunt așa cum este sângele în corpul nostru. Esențele din plante sunt cele care ne scot din toate necazurile. N-avem nevoie de antibiotice. Ca și cercetări de ultimă oră, aș putea să vă spun, am realizat împreună cu profesorul Drăgulescu, unul dintre cei mai mari botaniști din România, care este profesor la Universitatea din Sibiu, Lucian Blaga, și profesorul Mircea Tămaș de la Cluj, Darurile șirnei Flora. Una din primele cercetări în care sunt inventariate practic toate speciile medicinale de la șirnea. Sunt foarte multe specii endemice care nu trăiesc decât aici. Una dintre speciile reprezentative care reprezintă monument al naturii este Arnica montana, pe care sper să o găsim fără să fim determinați să culegem cantități importante, pentru că ea trebuie să rămână în zonă. Deci este o specie rară pe care trebuie să o conservăm, să o protejăm. Sunt cercetări foarte importante, încercăm să introducem în cultură specii medicinale pe care Dumnezeu ne le lasă pe plaiurile acestea minunate ale satelor și munților noștri. Introducerea în cultură, presupunând îmbunătățirea, îmbogățirea în principii active pe care le putem extrage și le putem valorifica în diverse forme. Deci în fiecare, odată la 2 ani, Societatea Română de Etnofarmacologie organizează un simpozion pe diferite teme. Anul acesta este doar o masă rotundă pe tema inițierii tinerilor în domeniul valorificării plantelor medicinale și aromatice. Și vom avea niște cursuri speciale care pornesc de la identificarea plantelor medicinale în teren, după care introducerea în cultură, deci avem botaniști, agronomi, chimiști care identifică substanțele biologic active pe care în tradiția românească, în tradiția noastră, oamenii le-au folosit cu o inventivitate extraordinară, deci descoperim acolo efectiv substanțe biologic active pe care oamenii le-au folosit, au intuit și noi nu facem decât să confirmăm că ceea ce în vechime s-a folosit în medicina tradițională este adevărat din punct de vedere științific. De fapt, asta vrea să facă etnofarmacologia. Un principiu, în afară de aceasta, deci biochimiști, farmaciști și medici vor fi în această echipă, așa că sperăm ca în curând să putem lansa invitații pentru cei care vor să studieze această parte minunată a naturii. Din punct de vedere al variabilității speciilor medicinale de la șirnea, o să putem să mai discutăm în spațiu deschis, să mergem să culegem plantele și să ne bucurăm împreună astă seară de marea sărbătoare a Sfințienelor. Vă mulțumim că sunteți aici cu noi.
Cine culege în frigul cu aia? Urtici! Ia o floare. Da, da, ce?